astăzi o să-i distrugem noua mașină lui Mițu. Uitați-vă cât este de murdară. Nici nu are grijă de ea. O să mă iau de el pentru că nu are grijă de această bijuterie. Uitați-vă cât este de frumoasă, pe bune. Mițu este plecat cu dockerul la Dedeman pentru a cumpăra niște produse pentru următorul clip de al lui pe care îl filmează, iar Q8-ul l-a lăsat în curte. Așa că eu să-mi fac de cap și să distrug mașina, de-abia aștept. O să mă duc la Jumbo să iau câteva chestii, niște baloane, să-i umplem tot interiorul cu baloane, niște hârtie creponată, să-i punem și noi un colan, pentru că el deocamdată a zis că nu vrea să-și pună un colan, așa că o să-i pun eu unul, să fiu prima care pune un colan pe mașina asta și multe alte chestii, așa că haide la Jumbo. Am venit la Jumbo și uitați-vă câte am pus în coș. Avem aici o puntă, foarte multe decorațiuni de Crăciun, pentru că vine Crăciun. Avem aici hârtie creponată pe care o să o întindem deodată mașina. Sper să-mi ajungă, mi-am luat câteva. Am luat și glitter ca să punem toate mașina, zăpada artificială să punem pe bordul mașinii în interior și foarte multe baloane pe care o să le umflu și o să le arunc în mașină. Haide să le cumpărăm, mergem acasă. Am revenit de la Jumbo și prima oară cred că o să începem cu colant. Vreau să-i fac un colant multicolor așa, că lui oricum îmi plac toate culorile, deci haideți să vedem cum reușim să facem colantul ăsta. Cred că o să începem cu roșu ăsta. Haideți să vedem dacă ne ajungem măcar să facem capota cu acest roșu. Întindem așa frumos. Dacă mai avem și o mână de ajutor aici, era mult mai rapidă treaba. Ok, am prins-o cât de cât în partea aia. Haideți să vedem dacă putem să o prindem și în partea asta. Bă, deși arată bine, nu? Urmează galbenul. Nu! Am ridicat puțin ștergătorul ca să le prindă puțin mai bine. Ridic și în partea asta. O lăsăm așa deocamdată. Am adus cociu că nu se mai putea bate vântul și este în defavoarea mea pentru că nu stă colantul ăsta pe mașină, nu stă hârtia asta preponată pe mașină. Așa că trebuie să punem puțin scotch. Ok, am pus acolo. Punem și în partea asta puțin scotch. Mamă, scrieți în comentarii dacă și voi ați pierdut capătul de la scotch. Ce mai enervant lucru că până îl găsești durează puțin. Ok. Punem aici mai mult pe hârtia creponată. Pam. Punem un scotch aici în mijloc ca să țină mai bine situația, să nu mai zboare de la vânt. Acum trece la culoarea verde, frate. O să fie cel mai tare colant. Uitați-vă cum arată deja mașina. Lipim și aici pe mijloc. S-a deslipit scociul. Scrieți în comentarii ce notă ați dat la mașină. Uitați-vă cât de bine arată, nu? Arată bine sau nu? Punem și pe ușă. Hai să vedem. Punem albastru ăsta deschis așa. Ok, am pus acolo unul. Punem și aici. Eu v-am zis că are murdară mașina. Cam așa arată colantul pe care l-am pus pe mașină. Bate destul de tare vântul și mi-l ia pe sus și e cam greu să mă descurc singură pentru că cameramanul meu, adică Iulica, trebuie să mai facă și altă treabă. Timpul acesta, așa că cam asta este tot ce mi-a ieșit, dar ați putut să vedeți ce am cumpărat din Jumbo. Ia vedeți, am aici pun niște gene la mașină, le punem fix aici la parbriz. Trebuia să iau mai multe, mi-am dat seama. Dar zic, o să meargă bine, o să se combine bine. Ia să vedem. I-am pus aici niște gene la faruri ca să fie și mai frumoasă și partea asta albă. Ce părere aveți din față? Vă zic că se vede destul de bine. Chiar arată mișto mașina verde cu albastru, cu roșu. Chiar arată mișto rău de tot. Trebuie să mai pun ceva pe aici, cred că o să mai punem puțin colant pe aici. Și de afară arată cât de cât decent. I-am făcut și oglinda așa frumos, să fie frumos, să nu vadă nimic în ea și foarte multe culori pe aici pe spate. Și acum o să intrăm în interior, să facem ceva și în interior. Totuși, nu? Dar stați, înainte să intru în mașină, presărăm puțin glitter din asta, să fie mașina strălucitoare. Da, o să-l ia vântul, dar poate până vineri o să rezite puțin. O să-l ia vântul glitterul ăsta pe care l-am pus pe mașină, așa că nu mai are niciun rost să dăm. Haideți în interior să facem dezastru și în interiorul mașinii. Am uitat în interiorul mașinii și uitați-vă cea mai zăpadă din asta fake pe care cred că o să o punem de aici pe bord. Ca să fie ceva de genul mașina lui Moș Crăciun, hai să vedem cum e zăpada asta artificială. E un fel de vată din acea, dar e mișto că nu lasă foarte multă murdărie. Așa că o să punem pe aici peste tot. Nu mai vată din asta. Uitați-vă cât de mișto o să fie și uitați-vă cât de bine să deși colantul de aici din mașină. Roșu ăla, verde ăla, deci belea rău de tot. Mai punem zăpadă pe aici ca să fie vibe de Crăciun. Oricum mai e foarte puțin și mine Crăciun, Moș Nicolae, tot ce trebuie. Asta e un cadou făcut de mine pentru Mițu de Moș Nicolae, dar cred că o să supere rău pe mine pentru că are de foarte puțin timp mașina asta și deja o distrug. Punem și aici puțină zăpadă deasupra bordului să nu mai vadă head-up display-ul. Pam, pam, pam și aici. Și ultima zăpadă cred că o să punem așa aici. Ce ziceți? Bine? Eu cred că da. Și ia vedeți ce urmează, baloane. Stau să umplu baloane acum pentru că o să-i umplu mașina de baloane. Adică cel puțin încep până amețesc, ok? Mamă, poate sunt baloane din alea care trebuie să sufli cel mai tare să se umfle. Sper să fie din alea mai ușoare, că mă doare și capul puțin. Mamă, deci cea mai grea parte la baloane este nu să le umfli, să le legi. Scrieți în comentarii dacă voi puteți să legați un balon atât de repede, da. Primul balon e dat, îl aruncăm pe aici din spate. Și noi o să stăm să umflăm baloane în timp ce voi dați și voi un like, un subscribe și repede după ce e mașina plină de baloane. Am terminat de umflat și baloanele efectiv am amețit și nu mai am forță în plămân să umflu baloanele. Uitați-vă, avem aici câteva. Avem și în spate, uitați-vă câte sunt și în spate. S-au lipit direct de alcantara de sus. N-ai cum, n-ai cum. Hai să mai luăm câteva să le punem aici pe locul de șofer. Încă unul îl punem aici. Așa, le punem pe astea aici. Am pus
și baloanele mașină. Uitați-vă cum se vede de afară. Și acum trebuie să-l așteptăm pe Mitsu să vină de la Dedeman să vedem reacția. Cred că se supere destul de mult pe mine. Și ca să fie cadou, am luat această fundă pe care o să o punem aici în mijloc pe mașină, că e un cadou de la mine pentru el totuși. Un colantare nou, gratis, interior mișto, cu zăpadă, cu baloane, tot felul gene la mașină. Prea șmecheră mașina asta, dar abia și o să vină acasă să-i vedem reacția. Mașina este gata, așa că haideți să dăm un mesaj, să vedem în cât timp ajunge, să știu dacă mai stau afară sau în casă. Fii aici, în cât timp ajungi. I-am dat mesajul, dar cred că totuși o să intru în casă, pentru că este destul de frig afară și bate un vânt infernal, frate, nu mai supor iarna asta, vreau să vină vara mai repede. Bă, a răspuns! 5 minute! Oh my god, trebuie să mă pregătesc! S-a auzit ușa de la două, că trebuie să intre acum pe poartă, stau după tufi și stau puțin, mi-e frică de reacția lui, sinceră să fiu. Bă, hai mă, băi, party, bă! I-a uitat! Ce mi-ai făcut, mă, frate, mă? Îți place noua ta mașină? Păi poate, deci fii atentă, dacă cumva mi se ia vopseaua de la scociul ăsta, bine, bă, vopsești fiecare părticică din bă, asta. Frate, uite ce mașină mișto ai! Păi, te rog eu frumos, ăsta nu e docker să-ți bas un joc pe el, să-mi pui mie sclipiș pe mașină, băi, poate mi-intră în vopsea. Mamă, deci dacă mi se ia vopseaua când scot astea... Dar ce mai nou tău colant? E nou meu colant. Cum să fie nouul meu colant? Colantul ăsta e ce colant? Mi-ai pus hârtie creponată de foloseam în clasa 1-a la școală. Bă, uite, ți-am pus și fundă. Hai, mă, te rog eu frumos. Lasă-mă cu asta, te rog. Uite, deci fii atent, dacă nu mai iese asta, îi sclipiși cum să nu iasă. Ce mă rămâne pe mâine acum? Ia, vezi cât de frumoasă e mașina. Uite-te și tu, băi, frate, băi. Te rog eu frumos, scoate astea mai repede. Cum mă, să-mi pui așa? Ia uitați-vă ce mi-a făcut în interior, mâncați-și. Mamă, mi-a pus zăpadă pe volan. Ce e asta, bro? Zăpadă artificial, băi, ești, bă! Scoate, te rog eu, asta de aici, mă. Hai, mă, frate, că chiar mamă, arată foarte tare mașina. Doamne, uite-te puțin. Doamne. Dar nu mai trage așa de colan. Dar nu mai pune scoș pe ea, mă. Că poate mi se duce asta. Îmi dai asta jos, mă. Am părul făcut, lasă-mă pace. Bă, cameră. Ce faci, mă? Ia uitați-vă, bă, băiatule. Hai, mă, frate, stai. Ne și grăbim să ajungem la Traie Academy. Scoate-te, rog. Scoate-le tu. Cum să le scot eu? Știi că ne grăbim și de-asta și uitați-vă ce faci. Ai stat prea mult la Dedeman, mai ai enervat. Stai prea mult la Dedeman. Mai enervat și n-am, deci n-am, am vrut să-ți fac ceva la mașina asta la care tu ții foarte mult, nu? Da, dacă se poate să nu mai pui scoși pe aia de acum încolo, te rog. Ok. Că poate mi se duce cu tot cu vopseaua, dacă se poate. Dacă nu, o vopsești pe toată. Ce culoare vrei? Mov. Și eu vreau mov. Mov, da? Da, o ducem la Ariana Tuning. Ariana Tuning, da, vezi? La Ariana Tuning, să o faci mov. Bine că nu mai ai făcut ceva și nici la jantele astea, de le-am pus acum, de iarnă, de negre. Ce sunt jantele astea, mă? Uitați-vă ce jante. Trebuia să-mi faci o surpriză, să-mi speli mașina. Trebuie să-mi iau de tine pentru că ai cea mai, deci cea mai murdară mașină tu ai. Nu ai grijă deloc de ea. Păi du-te și spaluști. Cum să mergi cu ea pe stradă cu caca de la păsările pe ea? Pe zăpada asta? Ne batem cu zăpadă. Bă, pune-le mă la gunoi, mă! Doamne, ferească Dumnezeu! Hai mai repede că... Da, uitați-vă ce are Mitsu mașină! Ce primiți la level 2 la Try Academy, ești nebun! Frumos, elegant! Da, deci la câte s-au pe ce-a luat? M-a avut dreptul doar la o cutie și chiar mi-e dor să păi toate sunt pentru cursanți, toate! Ne pare rău! Și uite, ți-am decurantat mașina, e bine acum? E bine, e mai bine, da, e mai bine. Hai să uite la o spălătorie, totuși o speli și tu, pentru că este foarte modară! Te revanșezi cu asta să mă speli? Da! Hai! Am venit să spălăm mașina, dăm prima oară cu spumă, pentru că Mitsu n-a vrut să o spele, desigur. Spăl bine? Da. Ia băi, deci am dat-o cu spumă, deci am obosit de nu mai pot, mă dor mâinile. Te-am dat cu spumă, dă-i tu cu apă, te rog. Bine. Ia jucați-o pe asta? Nu știi să speli mașina? Ba da, dar tu sunt jos. Dați-o la mașină, eu am dat cu spumă, mi-a dat cu apa, clătit-o, nu foarte bine, dar n-are nimic, așa e obișnuit. Bă, măcar acum e ok, mașina nu a pățit nimic. Și nu ai ne revede data viitoare, nu uitați să dați un pumnul de like, ne rășer pe Facebook, pa!